iarăși ai fost cu Marcel. Iarăși! Și parcă mi-amintesc că într-o frumoasă dimineață, când luam micul dejun aici, la tine, în garsonieră, ți-am interzis să mai stai de vorbă cu cretinul ăla. Nu prea am stat de vorbă. Atunci ce ați făcut? Am luat masa. Împreună. Unde? Aici, la mine, doar știi că detest restaurante. Te-ai culcat cu el? Nu! De ce? Explică-mi, te rog, pe scurt, foarte pe scurt. De ce? Era cât pe aici. Dar eram obosită, era și târziu și aveam o imprimare la radio. Noroc cu imprimările astea la radio. Ele îți mai salvează virtutea. Meseria înainte de toate. Arta. Art. Teatrul. Teatrul. Nu știai? Nu. Ei, cum nu știai? Mi s-a propus un recital în Olanda. Și mie mi s-a propus să pun în scenă o piesă la Beirut. Mă bucur că voi pleca în Olanda. Sigur că te bucur. Dacă niciun turneu în Olanda nu te mai bucură... De fapt, de ce ai venit? Am venit. Să ce? Am venit să te văd. Bine, iubitule, atunci uită-te la mine. Emilia. Emilia. Tu ești o minune a naturii. N-ai să mori și n-ai să îmbătrânești niciodată. Arăți foarte bine. Știu. Arăți de 27 de ani, deși par de 30. Ești rău, Valentin. Ești de rău că nu mai ai timp nici să fii inteligent. Mai citelezi curașul atunci așa cum îți vine. Să știi că voiam să zic ceva frumos în legătură. Dar m-am răzgândit. Nu mai spun nimic. Auzi? Dacă te culcai cu Maricel, poate mi-o ofereai și o cafea. Tu vezi peste tot în jurul tău numai prostie, urâțenie și biciu. Și critica de specialitate spune la fel. Mă plictisești. Te plictisesc? Te lauzi, Emilia. De când te-au invitat în Olanda, ai început și tu să ai stări de spirit. Plictiseala e semn de progres. M-aș bucura să fie adevărat, dar mi-e teamă că mă minți. Mi-e teamă că nu te plictisesc. Te duci tu până jos să cumperi niște cafea? Nu. Ai fost la doctor? Am fost. Și ce a zis? Lasă asta. Ți-am ascultat interviul de la radio. Singura mea iubire. Ai spus numai tâmpenii. Am spus ce am crezut. Sigur că da. Ipocrizia începe odată cu cultura. Dar mai trebuie să citești încă mult ca să înveți să nu spui ceea ce gândești. Și pentru numele lui Dumnezeu, învață odată cuvinte în limba franceză. Mă faci de râs. Nu știu. Ia-ți un profesor. Niciodată nu am fost mai sinceră decât în momentul în care simt că... Te urăsc! Erai o amărâtă de actriță de la teatrul din Deva. Auzi? Deva! Greoaie, cu o voce de lemn, care îl confunda pe Pirandello cu Goldoni. Eu te-am modelat, te-am șlefuit, te-am țesălat, te-am spălat peste tot.
Tu, dragă Emilia, nu ești decât capodopera mea. Vanitatea. Exiști fiindcă vreau eu să exist. Iar dacă mi-e dat să aleg între recunoștință și ură, prefer ură. Vrei să-mi faci o plăcere? Urăște-mă. Ce vrei de la mine? Ce vrei? Dacă vrei să te culci cu mine, bine. Fie, treacă de la mine. Ce canapea bună era și tu. Mă dezbrac, închid ochii, dar Dumnezeu cu mila, dar termină odată cu farul ăsta de ură care te înconjoară. Ură? Ură zici? Nici vorbă de ură. Eu vreau să mă însor cu tine, nefericită. Frumoasă cerere în căsătorie. Obiectiv vorbind, nu mi se pare așa frumoasă. Nici nu mă gândesc. Asta ar însemna să mai fiu încă o dată dăbuită. Nu mi-am găsit încă bărbat. Nu l-ai găsit fiindcă nu vrei să-l găsești. Sigur că da. Ideea de a-ți împărtăși frumusețea cu un singur bărbat nu-ți convine. Pentru tine, iubirea e o nenorocire care îți micșorează veniturile. O catastrofă, un contract reziliat. Pentru tine, iubirea e tot una cu impozitul pe venituri. Îți place să-ți exploatezi frumusețea. Ți-a dat Dumnezeu un trup frumos, nu-ți mai iese asta din cap. Și ție îți place să-ți exploatezi inteligența. Nu e același lucru. Odihnește-te, iubitule. Odihnește-te. Mi s-a părut interesant articolul din revista Teatrului. Lasă, Emilia, discuțiile este de ceva. Ai uitat când chemam salvarea să te ia? Ai uitat când umblam după medicamente străine? Eu nu am dreptul să discut despre cultură, despre artă. Trebuie să te privesc pe tine, topită de admirație. Eu sunt bună numai la pat. Dar nu am spus că ești bună la pat. Iubit. Iubitule, tu mereu vrei să mă lenești. Cu energia care îți da cenura ta, am putea construi o hidrocentrală pe Mureș.
așa singura, mai iubire, că ești ocupată de seară? Nemaipomenit. Da, chiar sunt ocupată. Ai intuiție, într-adevăr, Valentin. După ce ți-ai dat seama? După duioșia din voce, când m-ai întrebat dacă am fost la doctor. Era atâta duioșie. Diseară iau masa cu regizorul belgian. E venit în țară cu proiecte europene. A plecat la ei directorul teatrului și s-a întors la noi. Foarte talentat. Și foarte cool, figur. Foarte cool. Tot ce se poate. Și cu mașete frumoase, papioane. În orice caz, știu că-ți plac bărbații cu mașete frumoase. Tu mă consideri o idiotă. Ai impresia că dacă te-a lăudat Le Monde... Le Monde. Ai dreptul să țip la mine. Groaznic și mai sunteți voi artiști din ziua de azi. Cum îi laudă Le Monde? Cum nu mai ai ce discuta cu ei? Te rog să te duci cu proiectele europene, să te duci în Belgia și să te stabilești la Liege. De ce Liege? Bruxelles e capitala Belgiei. Bravo, Emilia. Și în plus nu părăsesc țara. Îmi place să călătoresc și să văd diverse orașe străine, dar n-aș oprime. O am aici pe mamă. O am aici pe mamă. Ce simplă e lumea ta, Emilia. Pantofi, contracte și brânză cu mucegai. Ia spune, singura mea iubire, sunt frumoși pantofii pe care ți-a trimis Maricel de la Milan? Ești mortal, Valentin. Nu, nu sunt frumoși. Săracul credea că port 37. Nu a avut curaj să mă întrebe ce număr port înainte să plece. Sper ca de data asta să mă înșel pe bune și definitiv. Sper să nu fie iar o aventură trecătoare. Nu promit nimic. Te rog, Emilia, înșeală-mă și hai să terminăm o dată cu povestea asta plictisitoare. Atât vreau și eu, să mă înșel și să nu-ți pare rău. Atât cer de la viață, ca o femeie să mă înșele și să nu-i pare rău. Asta nu o promit. S-ar putea să-mi pare rău după aceea. E posibil. De ce să spun că nu e posibil când e posibil? Bine, dacă vrei război, război să fie. Plec și eu la Ibița cu cea mai bună prietena ta. Cu Lidia? Lidia nu e genul tău. Lidia nu se dă în vânt după cultură. Lidiei îi plac sportivi din lotul național de lupte, greco-romane. Tu te înoglindă și vezi cât de urât ești. Du-te și urât. Nu, nu trebuie. Sunt convins, nu sunt un gigolo. Dacă îl voiam pe Voltaire, îl căutam în bibliotecă. Emilia! Nu la mine în pat. Ți-am interzis să mai faci referiri estetice. Știi că nu ăsta e punctul tău tare. Intervențiile tale sunt cam musca în lapte. Mă faci de râs în fața prietenilor. Îți amintești când ai spus că l-ai cunoscut pe Voltaire personal? Ce râs a mai fost? Eram la teatrul din Deva atunci. Te fac de râs? Te fac de râs în fața prietenilor tăi? Care... toți vor să se culce cu mine. Ei, chiar toți? Da, toți. Aș putea să-ți dau amănunte. Amănunte picante, Valentin. Amănunte care te-ar îngheța. Amănunte. Amănunte ți-aș putea da și eu. Nu e nevoie. Femeile nu au obsesia amănuntelor. Nu vrei tu să renunți la obiceiul ăsta tâmpit de a cuceri femeile prin intermediul culturii? Știi, dacă era... de fapt, dacă nu era Tolstoi sau El Greco, nici o femeie nu se culca cu tine. Ei bine, știi să creezi ambianță. Atât mai trebuia. Cu mutra ta, să nu știi să creezi ambianță. Tragi femeile pe scoară, le păcălești. Sentimentele tale sună lucid. Ideile tale, apă de ploaie. Paradoxurile tale sunt trase de păr, Valentin. Pe când șoldurile mele, astea măcar sunt reale. Frumusețea există, Valentin. Pe când inteligența, Dumnezeu știe ce-o fi și cu ea. Frumusețea este singurul adevăr pe care și proștii îl înțeleg. Și spune, cât mai e de gând să-ți exploatezi frumusețea? Spune simplu, cât? Atâta timp cât și tu mai e de gând să-ți exploatezi.
rezistă. Care pe care? De fapt, știu de ce mă urăști. Dar nu este adevărat și te urăsc. Te disprețuiesc. Ai vrea să mă disprețuiești, dar de fapt mă urăști. Când ai văzut că, scuză-mi vulgaritatea, în ciuda cadourilor tale nu am devenit mai apropiată, ai vrut să mă uciți. Când poșetele tale de la Viena nu-ți făceau mai misterioasă prezența, iarăși m-ai urât. Tu ai vrut să cumperi și uimirea mea în fața ta. Ai vrut să cumperi imperceptibilul. Am primit poșeta, dar nu m-am emoționat. Urăști tot ce nu poți să cumperi. Iubesc tot ce poți să cumperi. Dacă, de exemplu, astăzi cumpăr un om, e meritul lui că se lasă vândut, iar nu ticăloșia mea, că am pus banii pe masă. Și apoi, singura mea iubire. Mulți negustori cinstiți ai văzut după această lume. Tu ești creată pentru a fi cumpărată. Și unicul tău vis e de a fi marfă, nu om. Condiția de om îți este inferioară și aspir să devii marfă. Pe tine, doar valorile materiale te tulbură. Tot ce este material. Agrafe, par de ziuri, parfum, paltoane, lejerie intimă, chiloți Victoria's Secret. Până și pentru o bucată de brânză cu mucegai, te pierzi ca fecioara la primul bal. Ești doar isteric, Valentin. Admite că, așa putredă cum sunt, nu ai reușit să mă cumperi și nimeni nu va reuși vreodată asta. Adeseori m-ai cerut de nevastă și te-am refuzat. Când pleci în Olanda? Peste 2 săptămâni. Exact, când plec și eu la Beirut. Te-au căutat de la teatru. Nu înțeleg de ce te tot caută la mine. Iubito, oamenii s-au obișnuit să ne știe împreună. Definitivarea distribuției, dacă joci tu sau Maria Crășmară. Bănuiam că de aceea te-au căutat. Și ce ai răspuns tu singurul bărbat pe care l-am iubit cu adevărat? Emilia, Maria Crășmară este singura persoană potrivită pentru acest rol deloc episodic. O să facă încă o mare creație. O să fie rupere. Așa cum spuneți voi, actorașii. Poftim? Pardon? Cum spuneți voi, actorii? Știai cât de mult voiam să joc în acest pirandel? Încă de pe băncile facultății. Știam. Nu ești singura femeie care vine la mine goală și mă roagă să distribui într-un pirandel. Toate femeile joc asta cu mai mult sau mai puțin. Pe scenă, în oraș, în parc, la serviciu, poate chiar și în pat puțin. Of, Doamne, mi-e plină mintea de femei goale care îmi cerșesc roluri episodice. Ai vrut să-mi dai o lovitură? Cum îți închipui? Ți-am spus că vreau să te iau de nevastă. Atunci? Emilia, te iubesc, dar nu te dă talentul afară din casă. Și mai spui că mă iubești. Te iubesc. Te iubesc și acum, dar nu te dă talentul afară din casă. Iartă-mă că ți-o spun de 2 ori în aceeași seară. Nu am talent, Valentin? Nu, iubito. Talent? Totuși, sunt câțiva care mă apreciază. Serios? Eu n-am auzit. Trebuia să crezi în talentul meu. În ce să credem? Păi dacă talentul tău nu există, eu în ce să cred? Nu sunt vreo ființă religioasă care să creadă în ceva ce nu există. Puteai măcar să încerci. Era o datorie. Care datorie? Datorie, Emilia. Care datorie? Cum ți-a ajuns cuțitul la Oscar? Ai dat de principiu. Tu nu crezi nici că eu te iubesc, nici că n-ai pic de talent. Crede, Emilia, și în marea mea iubire, dar și în lipsa ta totală de talent. Crede și ai să fii fericită. Trebuia să crezi în talentul meu. Ăsta era tot hazul tău. Un bărbat inteligent care crede în vocația unei femei frumoase. Totuși, gestul tău îmi place. E un gest bărbătesc. O banală onestitate profesională. Mereu ai reușit să mă faci ridicolă. Nici nu a fost prea greu.
Directorul ce a spus? A fost de acord. Nu te necăși că nu ai talent. Mărită-te cu mine. Pe semne că asta am să fac. Grozăvia acestei întâmplări este că de fapt te împesc. Și ce e și mai ciudat, e că nici inteligența ta nu mă atrage, nici talentul tău, nici măcar curățenia ta. Iubesc în tine frica ta de moarte. O asemenea frică de moarte nu am mai întâlnit. Tu nu admiți că ai să mori. Tu pur și simplu refuzi ideea morții. Crezi că ești nemuritor și toți care nu cred asta sunt niște nemernici. De aceea mă și iubești. Ai impresia că eu, cu vulgaritatea mea, cu stupiditatea mea, am să alung moartea. Că moartea se teme de mine și de magnifica mea prostie, cum se teme dracul de tămâie. Știu. Ești mai rafinat, mai sensibil, mai talentat, mai naiba știe cum, dar ți-e o frică animalică de moarte. Așa frivolă și frigidă cum sunt, nu mi-e frică de moarte. Este adevărat că mi-e frică de moarte. Ce ai? Ți-e rău? Mă doare puțin cam. Ce mult te iubesc. Îmi strânești până și sentimente materne. Iubito, iartă-mă că te întreb. Nu ai prin casă vreo pastilă de durere de cap? Îmi place să fiu bolnav în preajma ta. Când tu ești lângă mine, boala fuge. Boala și moartea se tem. Și mi-e dor până și de grosolănia ta. De ura pe care mi-o porți. E o ură ispititoare. Tu mă trezești. Ăsta este secretul acestei patimi idiote pe care o femeie frumoasă o are pentru un bărbat urât ca noaptea. Toți mă trezesc. Pastila e de fapt o treabă. Da, e de fapt o treabă. De fapt, tu ești singura femeie pe care o iubesc. Și eu te